Este în legătură directă cu noi prefectul din Galați, domnul Gabriel Avramescu. Bună ziua, domnule prefect. Spuneți-ne exact ce se întâmplă la acest cămin de bătrâni. Înțelegem că au fost și ceva incidente. Medici care ar fi ajuns acolo și voiau să ajute nu au fost primiți? Da, ieri dimineață am dispus măsura carantinei pe acest instituirea carantinei pentru acest cămin de bătrâni. Este un cămin de bătrâni privat care își desfășoară activitatea în municipiul Galați. După ce am instituit carantina ieri, am dispus un echipaj de la jandarmerie care a fost postat la intrarea în acest cămin, după care reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au fost și au prelevat probe de la bătrânii din căminul respectiv. Iar azi de dimineață, după ce am discutat cu reprezentanții centrului, la ora, pe la 7:30, împreună cu cei de la Direcția de Sănătate Publică și cu reprezentanții Spitalului CFR din Galați și ai Spitalului Județean de Urgențe, am luat decizia de a trimite acolo o echipă pentru evaluarea stării de sănătate a bătrânilor care sunt în momentul acesta cazați în centru. Au fost un medic, două asistente, două infirmiere. S-au deplasat cu combinezon, echipați și, din ce știu, au încercat să facă o evaluare. Au reușit să facă parțial evaluarea, au administrat medicația bătrânilor care erau acolo. De asemenea, am mai dispus și amplasarea unui cort la intrare care să realizeze, în care să realizeze decontaminarea personalului medical care intră și iese acolo. Este un ordin de prefect emis astăzi, prin care delegăm la acest cămin de bătrâni personal medical pentru a asigura continuitatea actului medical acolo. Câți medici ar trebui să ajungă la acest cămin de bătrâni? Sau cu personal? 7 persoane am identificat de la Spitalul CFR și de la Spitalul Județean. Având în vedere că acolo era doar o asistentă pe tură, din ce informații am avut eu, sper ca cei care vor fi delegați acolo să reușească să administreze medicația corespunzătoare bătrânilor, mai ales că mulți dintre ei suferă de foarte multe boli asociate. Domnule Avramescu, ați aflat, sau autoritățile de acolo au aflat, cei de la DSP, cum a ajuns coronavirusul în acest cămin de bătrâni? Înțelegem, chiar directoarea căminului este infectată și soțul acesteia ar fi fost în Turcia, au venit din Turcia la începutul perioadei? Nu vă pot confirma această informație, dar sursa, sau cel puțin se pare că este asociată acelei excursii cu Turcia, din Turcia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Avramescu, pentru